Tulburările de auz uh, sunt uh, probleme care pot să apară la diferite vârste, pot să aibă diferite in intensități, poți să auzi mai puțin bine, pot să auzi uh, prost sau să nu mai auzi deloc. Când sunt grave, când trebuie să ne uh, îngrijorăm, ce avem de făcut? Tulburările de auz sau hipoacuziile sunt de mai multe tipuri. Ele pot apărea încă din copilărie. Nou născutul să fie diagnosticat în primele zile de viață la screeningul neonatal cu hipoacuzie și în cazul acesta avem de-a face cu o hipoacuzie congenitală transmisă sau pot apărea progresiv în prima parte, deci în copilărie sau mai târziu la maturitate sau către etapa a treia a vieții când vorbim de presbiacuzie, de tulburări de auz ale vârstnicilor. Așa cum avem tulburări de vedere, la vârstnici avem și tulburări de auz. De asemenea, tulburările de auz sunt uh, clasificate în tulburări uh, de tip uh, neurosenzorial, tulburări de transmisie sau tulburări mixte, o combinație a celor două. Cele neurosenzoriale uh, determină... Ne, uh, relevă o afectare a transmiterii nervoase, deci transmiterii de la celula senzorială din urechea internă pe nervul auditiv până la scoarța cerebrală unde îi se integrează senzația auditivă cele de transmisie uh, sunt afecțiuni sau uh, hipoacuzile de transmisie sunt datorate unor afecțiuni care afectează uh, conducerea sunetului de la exterior, prin pavilionul auditiv conduct auditiv, membrană timpanică lanț osicular până la uh, lichidele din urechea internă. Uh, când trebuie să ne îngrijorăm? Ar trebui să ne îngrijoreze orice uh, tulburare ușoară de auz. În general, oamenii nu se prezintă la medic la o afectare minimă a auzului. În general, pacienții vin la o scădere de 20-25 de decibeli, la o scădere marcată de auz. De obicei, pacienții vârstnici care au tulburări de auz așteaptă până ani de zile, până în ultimul moment, când nu se mai pot înțelege cu cei din jur, când deja s-au izolat, când deja um, au o stare de agitație, de nervozitate, de depresie, ușoară depresie, când uh, au renunțat la prieteni, la uh, mediul în care, datorită faptului că nu se înțelegeau cu cei din jur, abia atunci vin la medic. Ar fi bine ca orice tulburare de auz să fie investigată gata, să ne îngrijoreze. Din timp, din, din prima timp. clipă. București FM Știrile care-ți vin la fix și genul tău de muzică.